dragii mei, și bine ați venit pe canalul Acasă cu Mami. Ne pregătim de sărbătorile de iarnă, fiecare pe la casele lui, așa cum știm fiecare. În tutorialul de astăzi vă voi prezenta cum împachetez eu cadourile pentru Crăciun. Pentru a împacheta acest tip de cadou avem nevoie de cadoul în sine, hârtia de împachetat. Eu am luat-o de la Auchan, 3 lei bucata. Fundă, fiecare cum dorește, ce tip de, în funcție de persoana căruia îți vei dărui cadoul. Așa sau așa, astea sunt luate din Pepco și asta este din Auchan, aceasta este din Pepco și asta și asta. Ok, să mergem mai departe. Foarfecă și scoci. Încercăm să luăm măsura. Și să tăiem în funcție de cât avem nevoie. În lateral avem grijă să luăm, să acoperim 3 fețe. Să ne avem de suficient să acoperim 3 fețe. Și aici este mult mai multă hârtie și excesul îl vom tăia. Și acum, cu el împachetat pe toate părțile, punem o fundă. Pentru că este Crăciun, adăugăm una cu Crăciun fericit. Acesta este cadouașul nostru. O altă idee de a face cadou cuiva drag, am cumpărat o fundă deja care scrie Crăciun fericit în limba engleză. Am achiziționat un mic cadouaș care să ne ducă cu gândul la Crăciun, așa, un con și o ramură din pomul din curte. Dacă nu avem, există la piață diverse variante. Așa, și atașăm de el un mic mesaj pe care putem scrie pe spate persoanei căruia este adresat. Îl putem atașa fie prins într-o parte, fie legat, fie înăuntru. Și
acesta este un alt tip de cadou. Zic eu, destul de elegant. Acesta a fost tutorialul de astăzi. Vă mulțumesc că ați rămas până la final. Săptămâna viitoare vă voi prezenta cum se împachetează o sticlă, un cadou pe formă cilindrică, să spunem așa. Dacă v-a plăcut acest tutorial, nu ezitați să-mi dați un like și să vă abonați la canalul meu. Dacă doriți în continuare să fiți informați cum procedez eu în împachetarea cadourilor și nu numai, dacă vă interesează lucrurile ce le fac eu în universul nostru de acasă, apăsați clopoțelul și veți fi la curent cu tot ceea ce facem noi în casa noastră. Vă mulțumesc și pe curând!